prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, părinte Protopop, preacucerniți părinți, dragi vasluieni, acum 98 de ani, în inima țării, unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România era votată de Marea Adunare Națională, act aclamat de o impresionantă adunare populară. 1918, anul triumfului idealului nostru național, a oferit momente memorabile pentru istoria poporului român, făcând ca jertfa ostașilor noștri în primul război mondial să nu fi fost zadarnică. Secolul al XIX-lea în general și data de 1 decembrie 1918, în special, au adus în spațiul românesc o nouă realitate, cea a națiunii române, în cadrul căreia s-a cristalizat conștiința unității neamului naționale, conștiința destinului comun, indiferent de perioada la care ne raportăm, trecut, prezent sau viitor. Despre data de 1 decembrie 1918, Nicolae Iorga scria: în această zi a sosit un ceas pe care îl așteptam de viață, pentru care am trăit întreaga noastră viață națională, pentru care am muncit și am scris, am luptat și am gândit. A sosit ceasul în care cerem și noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca rob rodul ostenelilor noastre. La temelia României mari nu a stat atât victoria militară, cât mai ales actul de voință al națiunii române. Întreaga istorie acestei țări ne învață de fapt că doar împreună, uniți în gânduri și simțiri, ne putem asigura o Românie prosperă, păzită de conflicte pe care să-și crească pruncii. Să luptăm așadar pentru unitate, pentru bunăstarea țării noastre și, mai presus de orice, să nu uităm vreodată că purtăm ființa noastră însăși începuturile istoriei Europei de astăzi, pentru a cărei liniște străbunii noștri au vărsat mări de sânge. Distinșii mei vasluieni, împreună ne-am reclădit și modernizat Orbea, oraș european cu care ne mândrim și care este apreciat pentru imaginea sa de către toți cei care ne pășesc pragul. Să fim la fel de uniți în ceea ce ne dorim pentru noi și pentru copiii noștri și pe viitor. Și să nu uitați că orașul nostru este atât de frumos mulțumită oamenilor frumoși care au știut să-și sfințească locul. Vă mulțumesc pentru aceasta. La ceas de mare sărbătoare, pentru toți românii, vă îndemn, dragi vasluieni, ca și pe viitor să ne păstrăm vie în sufletele noastre flacăra ființei noastre naționale, să ne cinstim eroii și simbolurile acestei națiuni și să transmitem generațiilor de după noi adevăratele valori ale neamului românesc, credința nestrămutată, patria unită și libertatea națiunii noastre. Tuturor vasluienilor, tuturor cetățenilor patriei noastre, vă transmit cu emoție un călduros la mulți ani. La mulți ani, România!